Bună rac și bine ai venit la previziunile pentru luna august. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia rac, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu previziunile, te invit cu drag și la o analiză cu mai multe detalii la partea bonus. Apasă butonul alătură -te și acolo ai toate informațiile necesare. Dragii mei raci, este o lună august foarte încărcată din punct de vedere emoțional. Avem trei lunații. 1 august vine cu o lună plină în vărsător și 31 august vine cu o lună plină în pești. Iar la mijlocul lunii avem o lună nouă în leu. Deci mai frumos decât atât nici că se putea. Să știi, că, să știi că este o lună august incendiară pentru toată lumea. Și hai să vedem luna asta plină învărsător ce aduce pentru tine. În primul rând, este o lună plină care activează axa 2.8, adică axa banilor, axa valorilor și, de asemenea, și partea aceasta de alimentație. Și, a, pentru tine, este un moment în care, uite, poți să elimini din viața ta. O situație neplăcută, da, poți să-ți dai seama unde ți se duc banii, poți să-ți dai seama uh, cum anume ar trebui să îți calculezi mai bine veniturile. Este o transformare destul de mare pentru tine, această lună plină învărsător, să știi, pentru că aduce inovație, aduce schimbare. Este o lună plină care să știi că îți va schimba destul de mult ideile pe care tu le ai în legătură cu banii, în legătură cu moștenirile, în legătură cu ideea aceasta de a renunța, de a mai elimina din viața ta anumite lucruri care nu îți mai fac bine. Deci poți să eliberezi multe, multe lucruri și norocul pentru tine pe toată povestea asta ține de Rude, drumuri scurte, comunicare și tot ceea ce ține de partea aceasta de studiu, deci foarte important acest aspect. Apoi, pe 16 iul, august, da, acum filmez în iulie, avem o lună nouă în leu. Este o lună nouă diferită, puternică, da, care uită pentru tine să produce pe casa banilor, da? Uh, și aici este ca un fel de resetare pe care o poți da. Privind cât te apreciezi pe tine, poți să ai parte de o nouă sursă de venit, dar cumva este vorba despre ceva din trecut care abia acum vine. Da? Și de asemenea este un moment de restart. Îți dai seama cine ești, cât valorezi, îți dai seama ce ai cu adevărat valoros în jurul tău. Este vorba despre uh, afaceri pentru unii despre iubire. Unii vă dați seama ce vă place cu adevărat în ce se merită să investiți timp, uh, energie, bani. Ai foarte mult noroc pe luna asta nouă pe următoarea zonă copii iubire, poate cunoști o persoană care știu eu te face să îți dai seama de propria ta valoare. Um, pentru că va fi o astfel de situație pentru tine, da va fi un moment din ăla băi cât valorez eu, de ce nu mă bagă oamenii ăștia în seamă, de ce nu câștig suficient și e un moment fain pentru tine. Acum. Um, tot de pe 16 august Juno intră în leu și intră în leu și acolo uite te ajută din nou. Mult timp de acum încolo să semnezi contracte, să discuți foarte mult de relațiile tale, în general vorbind, orice tip de relație. Și să vezi că acolo o să vrei mai multe uh, dovezi. Da? Apoi, uh, spuneam că luna august se termină cu luna plină în pești, deci e superb. Luna plină în pești care pentru tine activează axa 3.9, deci. Uite, spre final de luna august să spun că poți să finalizezi un proiect important, finalizezi niște studii, finalizezi o călătorie sau poate vrei să pleci undeva. Ești foarte bine susținut. Finalizezi niște studii, ai de făcut tot felul de drumuri și asta e absolut fantastic. Și poți să ai niște discuții care să te ajute, așa cum ți-am mai zis, să te eliberezi niște lucruri care nu îți mai sunt de folos. Să vedem în continuare, dragi raci, și arhanghelii ce transmit, care sunt mesajele pentru tine în luna august. Atenția oricum pentru tine este pe bani, pe comunicare, pe rude în luna august, pe alimentație. Și vom vedea și raci care vor ieși din situații toxice, din relații toxice, din... Um, știu eu uh, relații chiar și cu rudele aș merge. Chiar și relații cu rudele. A ieșit mesajul pentru tine. Prietenul perfect. Culorile importante, roșu, albastru, mov, auriu. Și văd aici un cuplu care poate avea un rol important pentru tine este vorba despre un bărbat cu părul închis la culoare și cu ochii deschiși la culoare și o femeie cu părul deschis la culoare. Da? Care este în spatele său, nu știu, poate e o colaborare, e o prietenie, ai un cuplu în jurul tău care se regăsește în descriere. Culorile importante, uh, uh, culorile, numerele importante 3. 4, 7, 34, iar arhanghelul Racuel este cel care îți oferă un dar, o ghidare. Manifest starea perfectă de prietenie care necontenit în vine de la Dumnezeu și o dăruiesc tuturor celor care aspiră la ea. Sunt un sfătuitor plin de înțelepciune și totodată un vindecător al sufletului. Foarte frumos! Tu, în luna august, vei găsi persoana potrivită care să te ajute sau vei conștientiza ce înseamnă cu adevărat o prietenie, vei primi sfaturi bune, înțelepte și vei reuși să-ți vindeci sufletul sau poate cineva va avea nevoie de sfaturile tale în luna august. Să vedem tarotul ce transmite, ce trebuie tu să știi pentru această lună. Să vedem pentru rac. Ce se întâmplă în luna august? Și avem Roata Destinului, prima carte. Este o energie foarte puternică și foarte benefică. Bun. Marele preot. Justiția. Trei de cupe. Dragii mei, raci, în luna august, reușiți să semnați un contract foarte important. Reușiți să rezolvați o problemă legată de niște acte și văd o bucurie mică pe care o aveți. Poate să fie o situație care ține de niște rude sau de viața voastră privată. Mai văd. Foarte important acest aspect. Se face dreptate, se clarifică o situație și avem roata destinului. Este clar că un parteneriat, o relație sau relațiile tale, în general vorbind, se vor mișca într-o anumită direcție. Acolo se întâmplă lucruri, se iau decizii importante, să știi. Ok, în inima ta. În In inima ta este regina de cupe, este energia ta, deci e clar că vei avea foarte multe emoții în luna august. Vei intra foarte mult în contact cu persoane dragi ție, persoane din casă, prieteni, partenerul de viață, dar văd foarte multe emoții pe care tu le vei avea. 3 de monede studiezi ceva în această lună sau lucrezi la ceva împreună cu un grup mai mic de oameni. Și tot 3 de monede să știi că vine pentru tine și cu o stabilitate pe care ușor ușor reușești să o ai. 10 de băte, 10 de băte înseamnă că te simți puțin obosit. Poate ai tot felul de lucruri de făcut, tot felul de chestiuni de rezolvat și abia acum vei reuși. Poate să fie și o lună aglomerată pentru tine din acest punct de vedere. Apoi, marele preot în exterior, o conexiune cu Zodia Taur. Dar, văd aici pe cineva care are gânduri serioase cu tine. Adică este un, un prieten de încredere, este cineva care își dorește ceva stabil, dar văd și pe cineva care este implicat într-un contract, într-o situație. Marele preot să știi că înseamnă aici și un moment în care. Uh, Poți să înveți ceva, da, poate e legătură cu zona studiilor. Apoi șapte de cupe din punct de vedere personal, cineva are mai multe oportunități în luna august și tot șapte de cupe în acest context poate să însemne și o persoană care uh, pur și simplu are foarte mari așteptări de la tine. 5 de monede, ultima carte, spuneam eu că din punct de vedere profesional ceva se întâmplă. Unii raci, posibil să vă luați concediu, să spuneți gata, eu nu mai stau cu atât de multe responsabilități, vreau pauză, vreau să mă odihnesc. 5 de monede poate să însemne și o conexiune cu zona medicală pentru unii dintre voi. Este ca și cum alți colegi și-au luat concediu și voi acum trebuie să recuperați pentru toată lumea. Însă, văd o persoană în jurul tău care are o influență mare asupra ta, o persoană pe care o respecti, cineva care este respectat în general în societate și care să știi că luna aceasta va avea niște probleme, dar va veni către tine să-ți ceară ajutorul. Da, dragii mei raci, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu mesajele și dorești o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus, apasă butonul alătură și acolo ai toate informațiile necesare, cum anume să devii membru și să ai acces la toate previziunile bonus pentru toate zodiile, pentru citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună ai acces și la previziunile pentru acest an 2023. De asemenea, îți reamintesc de previziunile zilnice pe zodii. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Îți mulțumesc pentru că te ai abonat acestui canal. Este o funcție gratuită pentru toți și astfel mă poți ajuta și ce să-ți spun? Îți doresc o lună augustă cât mai frumoasă, cu mult noroc și cu schimbări cât mai benefice pentru sufletul tău.